Domnule deputat, văd semnătura inclusiv a lui Ilan Șor pe acest proiect. Și întrebarea este, da, înregistrat la secretariat, cu semnătură ați postat-o și public. Întrebarea este tehnică, puteți să ne explicați cum anume el a semnat acest proiect? A semnat proiectul fizic așa cum semnează absolut toți. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Explicați, vă rog, cum anume a semnat domnul Șor acest document. În cazul în care semnătura nu este a lui, aceasta este falsă în acte, eu înțeleg. Asta poate fi ușor verificat și investigat. Dacă s-a utilizat curierul din străinătate, explicat și asta, inclusiv asta poate fi pus și foarte ușor verificat și probat. Dacă a fost în țară cumva, dacă ați călătorit la el, asta e important. Este un act care a fost înregistrat la Secretariatul Parlamentului și riscă să fie fals. Vă rog să explicați cât mai detaliat cum anume s-a semnat acest document. Domnul președinte Ilan Șor, liderul nostru, a semnat acest act cu mână și cu pix, așa cum faci fiecare om, așa cum probabil și dumneavoastră semnați actele. Eu înțeleg că există suspiciuni rezonabile că s-a admis un fals în acte și în cazul în care nu s-a oferit un răspuns concret, eu cred că este cazul să investigăm și să scrim la procuratură pe acest subiect. Domnule Laibă, astăzi sunt foarte multe metode absolut legale de a semna un document. Credeți-mă că aici este absolut totul legal, dar vreau să vă rog să nu vă grăbiți cu acuzații ce ține de fals în acte. Eu vă aduc aminte că Ilan Șor a fost condamnat în 2017 și este anunțat în căutare în vara anului trecut, în căutare internațională. Iar acest răspuns că a semnat cu mâna și cu pixul este un răspuns în batjocură față de noi toți și cred că urmează noi să mergem cu adresare și să clarificăm cum s-a semnat această inițiativă.